Începând cu luna iulie, din cei 14 angajați ai primăriei Chiuiești, vor rămâne doar 10. Nu este vorba de restructurare de personal, ci de faptul că 4 angajate vor rămâne în concediu de maternitate. Și cum posturile din primărie sunt blocate, primarul Gavril Mihuț a început deja să se gândească cum se va descurca în această situație. Vom avea un deficit de 4 persoane în primărie. Nu știu cum vom putea să repartizăm sarcinile celor 4 angajați, începând cu luna iulie-august, când vor naște și cele 2 angajate. Câți angajați aveți în primărie, de toți? Total cu muncitorii 14. Și lipsa celor 4, ce o să faceți? Nici nu știm cum o să ne descurcăm, pentru că din cei 14 avem 3 muncitori. Avem un coșar, un buldoi excavatorist și un băiat care duce în momentul de față cu microbus copiii la școală, iar după ce vine cu copiii la școală până la ora 2 fără un sfert când trebuie să ducă înapoi, lucrează pe un tractor. Deci suntem în imposibilitatea, adică după ce vor naște aceste fete, imposibilitatea de a ne duce sarcinile la bun sfârșit. Mă gândesc că trebuie să faceți ceva, mă gândesc că aveți un plan. Da, noi vom vrea să facem demersul către guvern, pentru că există ceva posibilități, dar cu acordul Ministerului Administrației și Internelor, prin care pe perioadă determinată să se poată angaja personal pentru a putea cele funcțiile pe care să-și ducă la bun sfârșit sarcinile pe care le au fiecare. Este foarte greu, probabil unii dintre consilieri fiind noi, lucrează în altă parte, n-au nici timp să mai studieze din legi și ceea ce m-a iritat mai tare, vin cu consilierii cu o tonalitate de parcă ar fi șef tuturor angajaților din primărie. Relația potrivit legii este o relație de colaborare între cele două instituții. Angajații primăriei sunt subordonați primarului în calitate de organ executiv. Consiliul Local este organul legislativ, organul care aprobă propunerile pe care le aduce primarul în fața Consiliului Local.